Combinația gripă COVID-19, supranumită de specialiști furtuna perfectă, poate cauza afecțiuni severe. Infectarea dublă crește riscul de a dezvolta complicații majore, dar și rata de mortalitate de 2 ori mai mult pentru pacienții care au această infecție concomitent cu COVID-19 și cu gripă. Despre acest subiect discutăm cu doamna dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Medicii de familie sunt pregătiți pentru actuala pandemie de COVID-19, dar și pentru o eventuală pandemie de gripă? Suntem cu siguranță mai pregătiți decât anul trecut. Anul trecut venirea pandemiei a fost cu totul neașteptată pentru toți. Ne-a prins cu garda jos din cauza faptului că nu am avut materiale de protecție. Să ne aducem aminte că s-au găsit foarte greu, erau la niște prețuri astronomice și nu ni le puteam permite sau pur și simplu nu le găseam. Astăzi este altceva, deja sunt foarte multe care sunt produse în țară sau sunt importate, avem la îndemână ce ne trebuie. Ceea ce nu avem la îndemână este un sistem de sănătate care să ne ajute. Nu există, nu funcționează foarte bine sistemul de alertă epidemiologică. DSP-urile deja sunt supraaglomerate și la acest număr imens și rapid crescător de cazuri de COVID. Sisteme de îngrijire nu funcționează foarte bine pentru pacienții aflați la domiciliu. Nu avem antivirale ca să le dăm celor care au nevoie de antivirale în afecțiunile acute, pentru că aceste medicamente trebuie instituite foarte rapid în primele 2-3 zile de simptome. Și suntem cumva pregătiți logistic și profesional, pentru că știm despre ce este vorba, am făcut numeroase cursuri și webinarii și ne întâlnim între noi și discutăm. E foarte multă literatură medicală care circulă și care e adusă la zi, inclusiv despre gripă. Însă, ceea ce nu ne ajută foarte mult este felul în care populația a învățat și înțelege să se protejeze. Nu se respectă regulile de dezinfecție, nu se poartă masca în mod corect, oamenii refuză să se vaccineze, avem deja refuzuri și pentru vaccinul gripal, nu doar pentru vaccinul COVID. Există această teorie a conspirației care tot crește și procentul de vaccinare, acoperirea vaccinală este foarte scăzută în România. Să te vaccinezi în procent de 8% este total inacceptabil pentru gripă. Nu avem cum. O țară care dorește să scape de gripă și de formele grave trebuie să aibă populația eligibilă vaccinată în proporție de 70%. Iar noi, cu greu, dacă am atins 11% la un moment dat, când aveam foarte multe vaccinuri disponibile și la timp. Vaccinuri gripale vom avea anul acesta? Autoritățile așa promit, dar dacă ar fi să ne luăm după achiziționarea de anul trecut a dozelor, ar însemna că am avea mai puține. Vaccinuri avem în fiecare an, problema este să vină la timp. Pentru că dacă dozele de vaccin ajung foarte târziu în cabinetele medicilor de familie, nu vom mai avea cui să le facem, pentru că oamenii sunt obișnuiți să se vaccineze imediat după jumătatea lunii septembrie. Umblă disperați în farmacii, fac comenzi, își procură vaccin și fac cât se poate de repede, așa încât în momentul în care noi le primim exact pentru grupele vulnerabile care au nevoie, nu mai vor să vină la vaccinare pentru că deja s-au vaccinat. Și-au cumpărat și-au făcut vaccinul acasă sau în farmacii sau au venit la noi cu vaccin cumpărat. Iar vaccinul care vine cu întârzierea obișnuită de la Ministerul Sănătății poate rămâne la noi în frigidere ca și anul trecut, când s-au luat un număr bun de doze, deci a fost neașteptat, solicitarea de doze a fost de peste 3,5 milioane. Din păcate, ele au venit în multe tranșe și unele foarte târziu, așa că practic din decembrie încolo n-am mai avut ce să facem cu ele și am rămas cu ele în frigider. În ceea ce privește coinfecția gripă COVID-19, cum ați putea să o caracterizați și dacă ar trebui să ne temem de ea? Anul trecut, în toamnă, literatură, funcționa expresia furtuna perfectă. Se considera, pe baza lucrurilor pe care le știam teoretic despre gripă și despre COVID la ora actuală, aceea că o coinfecție COVID plus gripă, două virusuri care se transmit respirator și pentru care nu avem leac
și nici vaccin, pentru că anul trecut în toamnă nu aveam vaccin de COVID, ne așteptam să fie extrem de virulent. Am avut noroc că am avut vaccin de COVID, că nu a fost virusul gripal circulant, dar asta nu înseamnă că suntem pregătiți să avem aceeași situație anul ăsta, pentru că nu se știe niciodată și atunci a trebuit să fim pregătiți mai mult pentru asta. Deci n-am scăpat de furtuna perfectă. Nu am scăpat de furtuna perfectă, e posibil să o mai avem. Și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Trebuie să înțelegem niște reguli și ele trebuie respectate de oricine. De la cel mai amărât om din țara asta până la președintele țării, pentru că toți trebuie să respectăm aceleași reguli care țin de prevenție prin vaccinare, de educație medicală, de curățenie și dezinfecție, de distanța socială și așa mai departe. Ce mesaj aveți pentru personalul medical care se află acum într-o luptă continuă în ceea ce privește pandemia de COVID-19, dar care ar trebui să se vaccineze și împotriva gripei, dar pentru oamenii obișnuiți? În primul rând că dozele necesare pentru personalul medical sunt puse la dispoziție de Ministerul Sănătății. E bine ca personalul medical să se vaccineze începând cu 1 octombrie pentru ca să fie protejați în cazul unor cazuri severe de gripă și nu doar ei, ci să îi protejeze și pe ceilalți pentru că tratează la rândul lor oameni bolnavi. A trebuit să existe o metodologie foarte clară în fiecare unitate medico-sanitară astfel încât să fie una dintre regulile obligatorii și păstrate ca personalul să fie vaccinat contra bolilor pentru care avem vaccin. Toate bolile, nu mă refer doar la gripă sau COVID, pentru că în felul ăsta îi protejez în primul rând pe cei care le ofer consultații. Pe de altă parte, a trebuit să rămânem sănătoși, pentru că urmează o perioadă foarte grea pentru personalul medico-sanitar. Se va lucra la foc continuu, se va lucra zi și noapte, vom fi supraaglomerați, deja suntem supraaglomerați de multe, multe cazuri. Se lucrează mult în afara programului de lucru, indiferent că ești medic la cabinet, în ambulatoriu, în policlinică sau în spital, în centre de transplant sau dializă. Deja pe pandemie s-a schimbat foarte mult profilul personalului medical. Sunt oameni puțini pentru că există o foarte mare problemă de resursă umană. Este mult de muncă, sunt oameni foarte obosiți și care fac același lucru de, de 2 ani de zile. Iar rutina duce la depresie și în rândul personalului medico-sanitar unele lucruri se văd cu ochiul liber. Sunt oameni care încep să fie sceptici, încep să se opună unor lucruri medicale deja cunoscute. Poate fi și asta un semn de burnout sau de depresie și cu atât mai mult cu care vii în fața unui post de televiziune unde vii și dai niște sfaturi care nu sunt coerente, asta poate afecta pe foarte multă lume. Așa încât a trebuit să existe niște reguli un pic mai stricte din punctul ăsta de vedere și personalul medico-sanitar a trebuit să fie testat periodic pentru bolile care sunt în circulație, testat pentru sănătate mentală, testat pentru burnout pentru că se obosește foarte mult. Oamenii trebuie să se odihnească și să-și revină ca să poată lua de la capăt în ziua următoare. Iar pentru oamenii de rând legat de vaccinarea împotriva COVID-19 și de vaccinarea antigripală, apropo de furtuna perfectă? Câtă vreme nu avem medicamente cu care să tratăm aceste boli, singura noastră armă de a lupta cu aceste boli este să le prevenim. Prevenția se poate face în mod cel mai sigur, în mod prin vaccinare. Pe de altă parte, păstrarea acestor măsuri de distanțare, dezinfecție și purtarea măștii sunt cele care ne-ar putea feri de orice fel de furtună perfectă dacă circulă cele două virusuri concomitent. Nici rata de vaccinare în rândul personalului medical nu este o rată extraordinar de crescută. De ce această reticență tocmai la cei la care ne-am aștepta să fie primii la vaccinarea împotriva gripei? Da, așteptările nu sunt întotdeauna așa cum cred pacienții și pentru că probabil nici nu există acest feedback. Eu cred că ar trebui să existe un feedback important din partea pacienților din acest punct de vedere. Rata de vaccinare contra gripei este scăzută peste tot în lume, nu este o chestiune specifică României.
vaccinarea împotriva gripei are procente destul de mici în sistemul de sănătate, cam peste tot în lume. Probabil pentru că nu este o chestiune solicitată în mod expres. Ori că e obligatorie, ori că face parte din fișa postului. Sigur că medicii care lucrează în boli infecțioase sau medicii de medicină a familiei care au de-a face des cu astfel de cazuri, deci le văd, știu ce înseamnă, știu că de rău poți să te îmbolnăvești sau cei care au trecut deja prin boală, se vor vaccina. Dar atâta vreme cât este la opțiunea fiecăruia și câtă vreme nu există programe speciale de educație a populației în sensul pro-vaccinării, câtă vreme nu există campanii susținute ca picătura chinezească să se vorbească des despre asta și să se explice pe înțelesul fiecăruia de la ce e bună vaccinarea, indiferent pentru ce, sau chiar țintit pentru gripă, nu vom avea procente mai bune pentru că nu ne obligă nimeni. Dacă există reguli pe care le putem încălca și nimeni nu ne pedepsește, adică dacă există o lipsă de autoritate, sigur că lucrul ăsta nu va crește în procentul de vaccinare.